În această zi ploioasă de toamnă, ne-am reunit aici în Galeria de Artă Românească pentru a lansa două volume. Dicționarul artiștilor români, un efort conjugat a mai multor autori, precum și un dicționar al criticilor de artă. Această muncă de pionierat a fost făcută și începută de doamna Florica Cruceru și a însumat aproape 20 de ani de activitate a dânsei. Așteptăm ca după acest efort pentru lansarea celor două volume să participe și alții la crearea unui dicționar complet și complex al artiștilor români, precum și al criticilor de artă. Vă mulțumesc și dau cuvântul persoanelor care s-au ocupat de realizarea acestor volume. Pentru că mi-a mai revenit puțin pulsul. Îl rog pe domnul Adrian Silvan Ionescu să ne vorbească despre dicționarul artiștilor în spațiu românesc. Domnul Adrian Silvan Ionescu este și cel care a prefațat aceste cărți. Una, da, bună! Distinsă adunare. În momentul în care, în 2019, a apărut acest dicționar al artiștilor români, am spus cu entuziasm, în sfârșit a apărut. Este o lucrare absolut esențială pentru cultura românească. Esențială. Cu atât mai mult cu cât știm cât de greu se poate întocmi un asemenea uvraj. Aseară, la emisiunea Izvoare de Filosofie, coordonată de un distins foarte tânăr, dar distins filosof, Cornel Florin Moraru, ca temă a fost cultura de la tangibil la intangibil, având-o invitat pe doamna doctor Oana Șerban, care la un moment dat chiar acest lucru a dezvoltat, anume dificultatea de a realiza dicționare și faptul că România, din păcate, se află mult în urma altor țări europene care au deja asemenea instrumente de lucru de multă, multă vreme. Parcă anticipase acest eveniment al nostru din această dimineață, fiindcă aceasta este realitatea. Institutul de Istorie a Artelor a redijat două asemenea dicționare. Unul al sculptorilor în 2011, în două volume, sculptorilor din România, și altul al pictorilor din România în secolul al XIX-lea, care a fost publicat acum 2 ani de zile. Greutatea de a avea un colectiv performant, de a avea un colectiv motivat, este extrem de grea, iar coordonatorul întâmpină niște dificultăți greu de imaginat și de descris. Însă rezultatul este absolut salutar. În momentul în care acest dicționar, care urmează modelul marilor dicționare de artă, Benezit, Time Becker, a apărut, mi-am dat seama că, în sfârșit, și România a intrat în concertul european al genului și se poate mândri cu o lucrare de mare anvergură. Dicționarul este constituit extrem de riguros, vocile sunt concise, nu există diferențe între mari artiști și artiștii de mâna a doua, a treia. Bibliografia este vastă și te întreb cum a putut un colectiv atât de limitat să execute o asemenea lucrare, pentru că aici trebuiesc
ani și ani de studiu, zeci de ani de studiu. E drept, coordonatoarea, doamna Florica Cruceru, care a fost un monument, să spunem, al muzeografiei românești, fondatoarea Muzeului de Artă din Constanța și după aceea, la pensionare, una dintre cele mai erudite și mai prolifice autoare de volume monografice dedicate muzeilor pe care le-a coordonat și în ultima instanță a acestor două uvraje. Era persoana poate cea mai temeinică, cea mai studioasă și care avea această înclinație spre arhivare, spre împărtășirea cunoștințelor sale către colegi și nu numai către oamenii din alte zone de activitate. Ce este interesant la acest dicționar al artiștilor? Că domnia sa și colectivul s-au nevoit a aduna nu numai portretele și cu precădere autoportretele acelor artiști reprezentați în volume, ci și semnăturile, mergând practic pe aceeași direcție pe care o are și o avea și dicționarul Benezit. Lucru care dă o valoare în plus unei asemenea lucrări, pentru că te familiarizează cu semnătura și cu trăsăturile artistului respectiv, mulți dintre ei uitați de foarte multă vreme. Suntem familiarizați cu figurile lui Teodor Aman, al lui Tatarescu, al lui Grigorescu, al lui Ghedemirea, dar unii mai mărunței nu-i știi. Cum arăta, spre pildă, Pascali, sau cum arăta Aricescu, sau cum arăta Eugen Voinescu. E foarte important că aceste chipuri au fost restituite iconografiei naționale și ne putem face o idee de personalitatea lor, nu numai din pictura, arta pe care au practicat-o, ci și din fizionomia celor deja menționați. Lucrarea este un model de execuție, este, pot spune, un stâlp important al bibliografiei de specialitate și imposibil de ignorat de toți aceia care vor să facă o primă investigare a artei românești, fie ei specialiști, fie amatori. Nu este, bineînțeles, nu este unicul, dar este ultimul și este și cel mai bun. S-au mai făcut asemenea dicționare, în prefață, ca și de altfel prin entuziasmul pe care l-am avut în momentul în care mi-a fost adusă această lucrare, care de fapt de-abia acum, după 2 ani de zile, se lansează, am publicat o recenzie în revista Institutului Studii și Cercetări de Istorie a Artelor cu, normal, entuziasmul aferent. Așa că deja din anul trecut acest dicționar este cunoscut, chiar dacă n-a fost pipăit de specialiști, prin rândurile care i le-am consacrat în acest volum. Celălalt uvraj, dicționarul istoricilor și criticilor de artă, la fel de important. Dacă până acum au apărut încă din anii 80 dicționare ale arhitecților, dicționarele istoricilor, arheologilor și truditorilor într-o istorie, câteva dicționare ale artiștilor semnate de alți autori, criticii și istoricii de artă erau văduviți de această strângere a numelor lor trecătoare, ca orice om, între coperțile unui volum destinat eternității. A fost ultima lucrare coordonată de regretata doamnă Florica Cruceru,
poate și cea mai dragă, cea mai dorită, pentru că de multă vreme ne vorbea la toți, la colegi mai tineri, la foști colaboratori, de această intenție a domniei sale. Și a avut alături pe o colegă de-a noastră, a generației 1975 a Institutului de Arte Plastice, de pe vremea respectivă Nicolae Grigorescu, pe Alice Dinculescu. O foarte temeinică istorică de artă, o organizatoare de expoziții, de tabere de creație în zona dobrogeană și o cunoscătoare a bibliografiei de specialitate. Dicționarul este încadrat între 1800 și 1980. Poate ar fi trebuit puțin limitată această perioadă, pentru că pentru secolul al XIX-lea nu sunt, din păcate, suficient de mulți cronicari reprezentați, cu atât mai mult cu cât abia în secolul al XIX-lea la noi se creează genul respectiv. Secolul al XIX-lea, secolul Renașterii Naționale, a dat la lumină niște pionieri ai genului, care nu ar fi trebuit să lipsească din aceste pagini. E drept că în dicționarul artiștilor apar destul de mulți. Și asta m-a bucurat foarte mult, pentru că aceștia sunt puși, practic, în legătură cu plasticienii despre care au scris. De la Vrancea, Caragiale, Arghezi. Iată câte nume, nu mai vorbim de cei care erau chiar specializați, Oscar Wattel, Cizek, Blazian, se reîntâlnesc și în acest uvraj, ultimul de care vorbim, dar să lipsească Iulius de Marsiac, să lipsească Constanția de Dunca, care au fost primii care au scris despre expozițiunea artiștilor în viață în 1864-65. După aceea, chiar Claymore, Mișu Văcărescu, cronicarul monden în titlu al Bucureștilor, care se deda și la cronică plastică. După aceea alții, Antonin Roc, Rocărescu, Jean Jacquet, oameni la Erciu, oameni pe care nu trebuie să-i uităm. Și de aceea eu sunt ferm convins că editorii de astăzi vor avea în vedere și o reeditare care să completeze acest uvraj foarte important și care ne dă speranța posterității noastre, care în momentul de față este nesigură datorită COVID-ului. Vă mulțumesc pentru atenție! Doamna Florica Cruceru, cum ați spus, a terminat cele două volume ale dicționarului în 2019. Atunci era momentul când noi ne pregăteam de lansare. La sfârșitul 2019 s-a tipărit. În 2020 eram pe punctul de a face o întâlnire cu toții, dar, după cum știți, situația s-a schimbat și toată viața noastră a fost dată peste cap. După aceea, dânsa și-a dorit să termine și această a doua carte, dedicată istoricilor și criticilor de artă, pentru a fi lansate împreună. A ținut foarte mult, cum ați spus și dumneavoastră, domnul Adrian Silvan Ionescu, să apară și această carte, cu gândul că, precizând că vrea să recunoască și munca acestor oameni foarte importanți, care adesea au fost desconsiderați în multe dintre lucrări. Ca să o citesc pe doamna Alice Dinculescu, cealaltă autoare a cărții dedicată istoricilor și criticilor de artă, o să spun că această carte este ultimul gest de iubire pe care Florica Cruceru l-a făcut pentru cei care au avut o contribuție, mai mică sau mai mare, la istoria culturală a României. Și doamna Florica Cruceru nu a vrut să ne părăsească până când nu a terminat această carte. Acest moment este dedicat cărților, dar este dedicat și dânsei. Și mulțumim pentru toată munca și tot efortul pe care l-a depus în
documentarea și în, pentru apariția acestor cărți. Îmi povestea doamna Dana Postolache și vorbeam și cu domnul Ioan Darida despre începuturile cărților și care au fost în urmă cu 20 de ani și despre cum ele au apărut. Dar înainte de a ajunge la acest moment, o rog pe doamna Ruxandra Demetrescu să ne spună cum găsește dânsa această apariție editorială, având în vedere că este unul dintre remarcabilii istorici de artă pe care i-are România și poate să înțeleagă cumva și din interior domeniul. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mă bucur că suntem împreună aici, în Muzeul de Artă, și cred că Florica Cruceruș ar fi dorit ca lansarea să fie în acest spațiu. Cred că în această sală în care dialogul Grigorescu-Andreescu reia un clișeu în sensul bun al cuvântului al istoriografiei românești, și ea s-ar fi simțit la ea acasă. Aceste ultime cărți care îi se datorează ne pun și în situația de a reconsidera locul pe care Florica Cruceru îl joacă în istoriografia artistică românească. Florica Cruceru a avut parte de o remarcabilă longevitate, care nu s-a numărat doar în numărul anilor pe care i-a trăit, ci și în remarcabila ei activitate. A lucrat până aproape în ultima clipă. Și dacă ar fi să-i rezum această minunată activitate, aș spune că în calitate de istoric de artă, ea a acoperit două mari zone ale domeniului nostru. A fost, în primul rând, un remarcabil om de muzeu, întemeitor, așa cum a spus și colegul meu, Silvan Ionescu, al Muzeului de Artă din Constanța, care are o istorie de excepție în cadrul muzeelor din țara noastră, iar în a doua parte a vieții, după pensionare, s-a dedicat exclusiv scrisului. A ales să publice monografii, s-a concentrat asupra artei dobrogene, de care era foarte strâns legată, și în ultima parte aș spune că a ajuns la dicționare. A înțeles, poate mai bine decât oricine altcineva, că dicționarul este un gen fundamental al istoriei artei, prin dimensiunea sa sistematică, prin aspirația măcar de dimensiune exhaustivă și mai ales printr-o dimensiune documentară care presupune un lucru minuțios în arhive, biblioteci, inclusiv în zona istoriei orale, pe care, în egală măsură, Florica Cruceru a înțeles-o. Și dacă mă gândesc un pic înapoi, cred că au fost câteva semne care au condus către realitatea pe care o vedem azi întrupată în cele două volume. Și unul dintre cele mai interesante e poate inițiativa pe care a avut-o imediat după 1990 de a începe editarea completă a scrierilor lui Ion Frunzeti, care a fost mentor, așa cum și nouă ne-a fost profesor și mentor în egală măsură. Și a început, nu întâmplător, cu cele două volume care se intitulează Prietenii mei artiștii, și s-a încheiat cu volumul dedicat sculpturii, în care Florica Cruceru a adunat textele lui Frunzeti despre sculptură și care s-a lansat în prezența autoarei la Institutul de Istorie Artei în urmă cu câțiva ani. Mi-aduc aminte că atunci a fost prezentă și Adina Nanu, care a vorbit despre importanța lui Ion Frunzeti în cultura românească. Deci, Florica Cruceru a spus într-un interviu amplu realizat cu câțiva ani înainte să se prăpădească, că opțiunea ei în istoria artei a fost munca documentară, minuția aceasta care nu e foarte des întâlnită, nu-i de la sine înțeleasă,
și care cred că a singularizat-o ca figură emblematică a istoriei artei românești. Acum, ca să mă întorc la volumele pe care le lansăm astăzi, aș spune că ele trebuie luate și citite împreună. Cred că ideea Floricăi de a le lansa împreună avea și această dimensiune. Ele se leagă. Iar elementul de legătură este prezența istoricilor de artă în Dicționarul Artiștilor. El se cheamă Dicționarul Artiștilor, dar are un subtitlu în care sunt menționate toate categoriile de creatori pe care această carte le cuprinde. Și sunt istoricii de artă, sunt întemeietorii. Deci, cumva, absențele pe care le menționa Silvan Ionescu sunt, de fapt, prezente în celălalt dicționar. E un lucru care ar trebui, poate precizat. Așa cum a fost el constituit și așa cum îl înțeleg și eu, Dicționarul Istoricilor și Criticilor de Artă, de fapt, cuprind dimensiunea de profesionalizare a meseriei de istoric de artă și de critic de artă. Și deși intervalul cronologic e 1800-1980, de fapt, dacă urmărim datele de naștere ale istoricilor de artă cuprinși în acest volum, e de fapt mai degrabă vorba de a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Pentru că, între altele, mă interesează istoria cantitativă a artei, care nu e neapărat lipsită de interes și de semnificație. Am făcut o mică analiză a volumului și am ajuns la concluzia că sunt istorici de artă născuți între 1850 și 1900, sunt 30, cred că nu m-am înșelat la numărătoare. Iar istoricii de artă născuți între 1900 până în 1920, deci înainte de marea perioadă interbelică, sunt 23 de voci. Deci un total de puțin peste 50, într-o sumă care este mult mai mare. Deci din perspectiva generațiilor, dacă vreți, generația foarte bine reprezentată e cea născută după 1920, între 1920-1930, și numărul crește exponențial până ajungem aproape de noi. Din acest punct de vedere, pentru mine și cred că și pentru Silvan, această carte are un aer de familie, pentru că sunt profesorii noștri, mentorii noștri, sunt contemporanii noștri și sunt studenții, cel puțin în cazul meu, foarte mulți dintre foștii mei studenți, o am pe Alina alături. Deci e un lucru foarte interesant din acest punct de vedere. Așa cum spunea și Silvan, sunt nume foarte cunoscute, n-o să le menționez pe toate, dar dintre cei născuți înainte de 1900, cel mai bătrân, ca să zic așa, e Leo Bachelin, care s-a născut în 1857 și care a fost atât de legat de figura fondatoare a regelui Carol I și atât de legat de colecția regelui. Apoi, Gheorghe Balș, legat mai ales de zona arhitecturii. Alexandru Naum, născut în 1884, unul dintre primii care a avut ambiția de a redacta o istorie universală a artei, legat de spațiul Ieșan. Tot de acolo, Alexandru Tafrali. Dar și din zona Transilvaniei, două figuri emblematice, Coriolan Petranu și Virgil Vătășanu, amândoi elevii lui Strigovski, sub îndrumarea căruia și-au susținut și tezele de doctorat. Ajungând până la Zambaccean, care apare aici ca om de muzeu și scriitor despre artă, apar artiștii care au scris despre artă. Nu e întâmplător că grupul celor patru e reprezentat și din această perspectivă, și Rato, Oscar Han, Tonița, toți născuți între 1870-1886, deci dintr-o perspectivă a diversității
acestei profesii sunt voci distincte, sunt scriitorii, arghezii, Oscar Walter Cizek, care este o figură remarcabilă în cultura românească, pentru că el e în primul rând un scriitor de limbă germană, dar pentru noi este criticul de artă, cronicarul gândirii, cel care a scris și la Ideea Europeană. Deci, iar dacă e să treci, să facem o tranziție către veacul 20, cred că Veghe, paleolog, e interesant din acest punct de vedere, împreună cu fiul său Tretie, întâmplător, sigur, ei se nasc la distanță de decenii, dar mor în același an, în 1979. Și sunt prezenți în acest dicționar doar pentru că s-au ocupat de Brâncuș. Veghe, mă rog, consacrat ca prim biograf al lui Brâncuș, și Tretie pentru că a fost unul dintre cei care au avut și el parte de dialoguri cu marele maestru. Deci e o carte care e foarte importantă pentru că restituie istorici și critici de artă și ne apropiem și noi de inițiative mult mai vechi și mai cumva concludente în alte spații. De pildă, în spațiul francez, un dicționar al istoricilor de artă, de la Revoluția franceză până la Primul Război Mondial, apare în 2009 la inițiativa Institutului Național de Istorie Artei. La Rennes, unde e Arhiva Criticii de Artă franceze, a apărut un volum dedicat criticii de artă, nu criticilor, ci criticii de artă. Deci, în tot acest context, publicația este mai mult decât binevenită. Sigur, nicio publicație, chiar dacă aspiră către exhaustivitate, nu e niciodată exhaustivă. Sunt nume care nu apar. Această absență se datorează și unei probleme legate de dimensiunea de documentare. Deci nu apar pentru că nu s-au găsit suficiente date ca să reprezintă o voce în dicționar. Întâmplător, eu știu ceva din preistoria acestui volum, pentru că Florica Cruceru m-a rugat să o ajut inițial în constituirea fișei pe care a trimis-o tuturor celor care sunt în viață și care au binevoit să răspundă. A fost o muncă foarte minuțioasă și ne-am gândit mult timp împreună ce să le ceară autorilor, și una dintre sugestiile pe care mi-am permis să-i le fac și pe care a acceptat-o a fost să se introducă și proiectele curatoriale, expozițiile. Sunt voci mai tinere care apar sub acest nume, critic și curator. Deci și asta poate că ar fi interesant de menționat, și faptul că a întins până în 1980 data de naștere, deci că a făcut loc generației tinere. Asta mi se pare în egală măsură remarcabil. Și cu o mică notă feministă am să închei spunând că între istoricii de artă născuți între 1850 și 1920, dicționarul are 5 voci. O singură voce care este dinainte de 1900, care este un personaj important, Maria Golescu, născută în 1897, eleva lui Iorga, bizantinolog de formație, iar între 1900 și 1920 sunt câteva figuri importante: Teodora Voinescu, Eleonora Costescu, Amelia Pavel și Carmen Răchițeanu. Direcții diferite, dar mari doamne, ca să zic așa, ale istoriei artei românești. Deci nu pot decât să salut prezența acestor volume. Dicționarul celălalt reprezintă o muncă de mult mai lungă durată și are o dimensiune substanțială în cercetarea bibliografică. Iar chiar ultimul cuvânt pe care l-aș spune e: Florica Cruceru a înțeles, între altele, ce importantă e dimensiunea colaborativă.
chiar și în zona istoriei artei. Așa încât ea nu a lucrat singură, a lucrat alături de copiii ei, de Dana și de Ioan, la dicționarul mare, ca să zic așa, și a lucrat împreună cu Alice Dinculescu, pe care a adus-o la muzeul din Constanța în redactarea dicționarului dedicat istoricilor și criticilor de artă. Deci, după părerea mea, e un model, un model de cercetare, un model de acribie și care nu poate decât să ne inspire. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Apostolache, în calitatea dumneavoastră de autor, dar și de fata doamnei Cruceru, ați influențat foarte mult apariția acestor cărți pe care astăzi despre care povestim astăzi. Și îmi povesteați cum v-ați gândit sau cum a apărut această idee sau dorința, ați simțit nevoia acestor dicționare, pentru că dumneavoastră fiind restaurator și evaluator al operelor de artă și sigur implicată în tot acest proces de cunoaștere și de punere în valoare al operei de artă, aveați nevoie de diferite semnături, iar doamna, sau de diferite recunoaștere ale lucrărilor, nu? Iar doamna Florica Cruceru, care era mereu în contact cu opera de artă, v-a fost un sprijin și ne puteți spune dumneavoastră exact cum s-a întâmplat. Da, sigur că da. Bună ziua tuturor. Mai întâi de toate, e greu să vorbești despre mama. Dar cât se poate, înțelege. Sigur că da, se poate. După 90, noi, soțul meu și cu mine, am început să restaurăm pentru zona particulară, privați, întrucât am lucrat mai înainte 12 ani chiar în această instituție ca restaurator și mi-am continuat meseria sub altă formă. În anii care au urmat, în anii ăia foarte denși pentru noi și probabil pentru toți, am întâlnit nenumărate situații de lucrări de artă care aveau semnături indecifrabile, dubitative sau necunoscute și așa mai departe. Telefon la Constanța, mama, uite, avem așa și așa și așa. După nu multă vreme am venit cu ideea să încercăm, pentru că ea avea un vast material documentar. Avea fișe, avea... acum n-aș mai ști să spun câte fișe, câte zeci, câte sute, pe de o parte din cauza faptului că monografia se pentru Constanța, pentru Dobrogea, pe de altă parte dicționarul artiștilor dobrogeni, dar în fine într-o epocă mai modernă, mai actuală realizat. Și atunci am venit cu ideea, hai să facem împreună, te ajutăm, hai să facem, e nevoie de un benezit românesc, pentru că, așa cum a menționat și colegul și prietenul Silvan Ionescu, de fapt, noi după benezit ne-am inspirat. Și i-am pus în brațe două dicționare, două modele și hai la muncă. Prima parte a muncii a fost adunarea de date, completarea și trecerea lor pe calculator, pe ordinator, erau anii 2000. Asta s-a întâmplat la Constanța mai târziu, după ce s-a strămutat la București. Activitatea din cei vreo 10-12 ani de la Constanța, care a fost practic o tehnoredactare a unui număr mare de nume, s-a schimbat complet, pentru că aici am intervenit și noi cu metodele moderne, cu ajutor vast în găsirea unor tineri colaboratori, care de altfel sunt menționați în precuvântarea dicționarului artiștilor. Au lucrat o puzderie de tineri care au scris, au făcut fotocopii,
au ajutat la transformarea, cum se cheamă, semnăturilor în format publicabil și așa mai departe. Deci a fost o muncă vastă pe care am gestionat-o noi doi, am stufoșit-o, am amplificat-o cât s-a putut ca să ajungem la final. Ce să spun, dicționarul mare a durat în jur de 20 de ani, cred, munca mamei, și ăsta la altul cam vreo 4-5-6. Practic de când s-a început lucru sau s-a pornit lucru la el, în afară nu mai de... Pot să, nu, mai, da, nu, nu mai pot să... Trebuie să fac un efort mare ca să-mi aduc aminte exact când a început și cum, și cum s-a continuat, pentru că practic a fost o muncă imensă, iar mama nu dormea nopțile și ne consultam a doua zi. Știi că m-am gândit că uite că așa, cum e mai bine, așa sau așa. Deci tot timpul ne-am consultat și am avut și noi părerile și contribuțiile noastre în realizarea acestei cărți imense, ce să spun. Sunt mulțumită că am reușit să contribui cu o părticică de cercetare, să zicem, la acest dicționar, pentru că tot ce a însemnat zugravi, iconari, frescari și așa mai departe, au fost nume pe care le-am adunat pentru lucrarea mea de doctorat, iar unele dintre ele au fost nume și identități pe care le-am găsit și le-am descoperit în restaurările făcute în monumente în țară, în biserici, pe iconostase, pe grinzile de la șarpantele bisericilor și așa mai departe. Deci asta iarăși este o contribuție mititică, mititică, dar importantă, pentru că, fără îndoială că există loc de continuare a acestei cercetări, pentru că numai în anumite monumente am intrat și am lucrat, n-am restaurat toată țara. Deci aici sigur că e cale de mai bine și de mai mult. Și o altă importantă contribuție a noastră a fost găsirea semnăturilor, adunarea lor, fotografierea semnăturilor și a portretelor, autoportretelor, mă rog, astea se mai găsesc, dar semnăturile mai greu. Deci, ca să rezum, mama a realizat ce a realizat și mi-a lăsat doi frați. Muzeul de Artă din Constanța și dicționarele acestea, dicționarul artiștilor, pentru că întotdeauna viața de familie a fost trecută pe planul 2 înaintea profesiunii și a intereselor activității profesionale. Asta era pe primul plan. Familia venea pe urmă. Urmăream un interviu făcut de istoricul de artă Cosmin Năsui cu câțiva ani înainte ca doamna Cruceru să ne părăsească și spunea dânsa acolo de cât de cu cât de multă fericire se întorcea cu fiecare lucrare pe care o aducea la muzeu. Și pentru că vorbim de doamna Cruceru, i-a ruga pe colegi să pună câteva imagini cu dânsa, avem din timpul tinereții. Da. Deci asta, dacă facem o paranteză și ne referim la perioada ei de directorat și la perioada în care, toată perioada de 24 de ani cât a păstorit Muzeul de Artă din Constanța, a adunat lucrări pentru muzeu. Și dintr-un muzeu care a primit un lot documentar de la Muzeul din București și de la Primăria din Constanța, mai mult grafică și lucrări în special proletcultiste, că erau anii 60 și... muzeul de ce a devenit ulterior sub conducerea ei, a devenit un muzeu de artă românească, de artă dobrogeană, de artă a mării, dacă vreți, pentru că a adunat cu precădere tablouri legate de mare și de Dobrogea și de Balcic și așa mai departe. Ce mai pot să spun aici și să adaug este că mergea, era neobosită,
mergea la colecționari în case, în persoană, și ducea lungi, lungi tratative de negociere care puteau să dureze și ani. Eu am participat la câteva din aceste vizite la unii colecționari care nu mai există astăzi, care aveau colecții foarte mari și plătea întotdeauna foarte bine. Adică atâta cât se cerea, atâta se străduia să plătească Muzeul de Artă din Constanța la achiziții. Drept care colecționarii vorbeau între ei și se sfătuiau și se îndrumau. Du-te la Constanța și oferă acolo că plătește cel mai bine. Deci, asta apropo de viața de muzeu. Sigur că la muzeu, Muzeul de Artă a mai avut și niște secțiuni, niște muzee mai mici în Dobrogea, a avut și nu le mai are pentru că nu s-au mai putut susține și menține între timp. Bun, să-i mai las și să le mai las. Adăuga diversitatea preocupărilor științifice. Sigur că prima prioritate a fost Muzeul de Artă din Constanța, unde cred că Florica s-a remarcat prin două dimensiuni. A angajat ca muzeograf istorici de artă, absolvenți de la Istoria Artei, singura secție la vremea aia din București, și ceea ce nu e de la sine înțeles deloc, Brucantalul n-a făcut așa aproape niciodată și nici măcar Muzeul de Artă acesta în care ne aflăm n-a avut întotdeauna o politică coerentă, dacă îmi permiteți să spun acest lucru. Iar a doua dimensiune a fost că a preferat întotdeauna calitatea cantității. Din pricina asta i-a plătea foarte bine, pentru că vroia să aibă un Palladi de excepție, vroia să aibă un Grigorescu important și așa mai departe. Iar pe de altă parte aș aminti că ea a participat, fiind atât de pasionată de spațiul dobrogean, la campanii etnologice. Deși era istoric de artă propriu-zis, a avut și această curiozitate de campanii etnologice și a înființat sau a dezvoltat secția de etnografie a muzeului, care după aceea a devenit muzeu de sine stătător. Absolut. Deci asta iarăși cred că ar trebui menționat. Da. Domnul Darida, cred că dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să ne povestiți despre cum s-a făcut documentarea la aceste cărți, pentru că, după părerea mea, și cred că nu sunt singura, sunteți unul dintre cei mai aplecați spre cercetare dintre restauratori și cunoașteți atât partea de restaurare, de chimie, cât și foarte multe detalii de istoria artei. Din acest motiv știu că v-ați implicat foarte mult în ce privește construirea acestor dicționare și am vrea să știm cum au crescut ele. Deci, Florica Cruceru mi-a fost tare dragă și nu putem vorbi despre mama soacră în primul rând. Asta e un concept care în familia asta n-a existat. Pentru că ea era o colegă mai mare care avea o tenacitate incredibilă, era peste toate, o acribie în a căuta un detaliu, un anume detaliu, în care evident că am fost tot timpul antrenat și a fost pentru mine în tot timpul ăsta un imbold la lucru. Sigur că dacă vorbim despre bucătăria acestei cărți, acestui dicționar, s-ar putea face câteva etape, vorbi despre câteva etape, evident că ele s-au împletit. Dar totul a început, sigur, cu un enorm dosar de fișe care, la un moment dat, trebuiau amplificate din momentul în care s-a hotărât că ele vor deveni materia de bază a unui dicționar. Și atunci a început o cercetare în arhive, în arhivele Academiei, în arhivele Bibliotecii Centrale de Stat, în arhivele Institutului de Cercetări pentru Istoria Artelor. A urmat o filare a tuturor, să zicem așa, cotidienelor și a revistelor de artă din sfârșit și început de secolul 20, sfârșit de 19, început de 20, vorbim de Gândirea, Pic de Grâu,
o mulțime de adevărul literar și artistic, în fine, din perioada interbelică, toate astea au trebuit luate număr cu număr. Au durat ani de zile. Și sigur că toate aceste fișe s-au amplificat, ele care existau, și s-au mai adăugat încă o dată atâtea, dacă nu mai multe. Apoi a urmat o căutare a instrucției, măcar a marilor noștri artiști. Adică, așa cum găsiți prin bibliografii, prin albume, a fost elevul cutare. Nu, ne interesa când a trăit acest cutare. Acest profesor conta când a trăit pentru ceea ce urma să-l învețe sau l-a învățat pe respectivul artist. Apoi a urmat o muncă de traducere a o grămadă de dicționare maghiare, pe care eu o stăpânesc, și asta pentru că Transilvania a fost plină de pictori maghiari, mai ales dacă vorbim de școala de la Baia Mare, și nu numai. Apoi, sigur că în tot acest răstimp au început să sosească la cererea Floricăi o grămadă de inventare din muzeele de artă din țară, dincolo de ceea ce e expus. Ceea ce e expus poate să existe în cataloge, poate să le aibă oricine. Trebuia să știm exact ce mai există în depozite, acele lucrări care nu s-au văzut niciodată, practic, pentru public. Și sigur că erau autori care au poposit în țara noastră pentru 2, 3, 4, 5 ani și au plecat, evident. Toate acele, ca să vă dau un exemplu, catalogele anuale ale școlii de la Baia Mare. Și Ciucurencu a trecut pe acolo 2 ani. Ori toate astea au fost materiale care nu întotdeauna sunt la îndemână și trebuie să mă laud cu o bibliotecă care în felul ăsta s-a umplut cu o grămadă de publicații, pentru că una e să te duci la bibliotecă să le ai și pentru mine, cel puțin pentru mine, altceva e să le ai în raft. E o chestie care mă privește, evident. Apoi a venit ideea, când deja materialul era aproape adunat, a venit ideea imaginilor și a portretelor. Sigur că puteau să fie autoportrete, puteau să fie desene, schițe, grafică ale unor colegi despre autorul respectiv și bineînțeles că puteau să fie fotografii pe care le-am căutat, le-am găsit. După care, evident, în paralel a început ideea semnăturilor. Toate aceste etape n-au fost chiar de la început proiectate astfel. Totul a fost un tăvăluc care a dus spre fiecare detaliu, spre fiecare moment de cercetare și evident că într-un final cele două volume erau de fapt 4, apoi le-am readunat în 2 volume și în întreaga construcție de tipul ăsta a durat etape lungi, n-a fost foarte simplu. Dar sigur că munca de cercetare era o chestie care oricum mă pasiona și înainte și mă pasionează și azi. Nu asta e problema. Problema este că în momentul ăla am avut un imbold extraordinar și întreaga lucrare m-a făcut la fiecare cerere pe care Florica o avea, urmau săptămâni de căutare, săptămâni de cercetare. În, sigur, direcții uneori care nu mă priveau direct ca și restaurator de artă, de opere de artă. Dar ca teoretician, oricum mă interesează și mă interesau dintotdeauna. Cam asta pot să spun eu despre cum s-a născut acest dicționar și modul în care el a fost, până la urmă, elaborat în fiecare etapă a lui. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Dacă îmi permiteți, eu aș aminti eu pe Mihaela Verman între colaboratorii care au fost mult lângă, alături de doamna Cruceru. Și nu știu dacă mai are cineva de adăugat, dacă...
Mă simt deja copleșit de mulțumirile dumneavoastră și ale lui Alice Dinculescu prin acea notiță de pe pagina de gardă, că dacă vom avea informații despre unul sau altul dintre cei prezenți în dicționar, să le furnizăm. Sunt în posesia datei morții lui Dumitru Dancu și nu Dâncu, cum apare în dicționar, 1996. Așa că iată un motiv ca să reeditați lucrarea. Sigur, eu am zis că îmi asum această sarcină de a completa cu informații. O să notez după aceea. Și de asemenea așteptăm de la oricine mai are informații de acest gen. Chiar la ultima corectură discutam cu doamna Dinculescu despre unii ani care nu au fost identificați, s-a făcut tot ce s-a putut. În ce privește moartea, dispariția unuia dintre cei menționați în dicționare, și am lăsat această portiță, dacă există informație, ne-ar fi de folos pentru următoarea ediție. Vă mulțumesc frumos tuturor celor prezenți. Mulțumim tare mult Muzeului Național de Artă al României. Cred că este spațiul ideal în care aceste cărți puteau să fie lansate și cred că și doamna Florica Cruceru, dacă ar fi putut să fie cu noi, ar fi ales același spațiu. Fizic, cu sigur este cu noi și prin câteva imagini, dar cu gândul nostru și în gândul nostru și prin aceste cărți va rămâne întotdeauna. Și noi rămânem datorită de două coperți. Așa este. Aș încheia cu un citat pe care dumneavoastră l-ați, domnul Adrian Silvan Ionescu, l-ați trecut în prefața primului volum. La lumina zilei sau în ceas de seară, să ne aplecăm asupra paginilor acestui volum, în care au fost tezaurizate numele și opera atâtor personalități ale plasticii naționale, spre a ne îmbogăți informațiile și a ne bucura de multitudinea traiectelor din creația pe care ei și-au așternut semnătura. Vă mulțumim!